pe care eu l-am chinuit câteva luni. Primul rând, vreau să te contrazic puțin. Am spus că v-am slăbit și la 6 și la 7 kg, eu am slăbit 10 kg. Bravo! Felicitări! Da. Bravo! Spune-ne, te rog, cum erai înainte să începi programul? Păi, pot spune că eram un mare gurmand. Și făcea să mănânc tot. Cine mai e gurmand? În primul rând, cu dulce. Dar nu, că asta e cea mai importantă. Atât, eram gurmand, eram cu 10 kg în plus, umflat, acum nu mai... Și ce te-a făcut să începi program? Soția, în primul rând, ea m-a înscris în program, ea a fost prima dată aici. Când veți fi adăugate la grupul de Facebook, o să o cunoașteți din prima zi. Da, aveți cum sora. Este într-una din poze, nu știu... Da, e plus să spun undeva. Soția m-a convins să ajung aici, la fel nu mi s-a acea motivație, care a venit după o săptămână de tras de mine, ca să, a tras o săptămână de zile ca să vin, măcar să văd despre ce este vorba în acest program. Și când, ai văzut? Și când am văzut despre ce este vorba, am zis că da, este de mine și chiar se poate. Pentru că, ca și toată lumea, o gândeam că, domne, e ca o sală normală, este... Mă duc acolo, trag de fier sau știu, fac ceva acolo, pe chiseală, din contră. E foarte multă energie, muzică, colegi, bună dispoziție și sunt foarte multe de enumerat. În afară de 10 kg, ce alte rezultate ai? Ca și rezultate care, pe lângă greutate, este, mi se pare că este mult mai importantă, este că mi-am schimbat mentalitatea. Mi-am schimbat mentalitatea în ceea ce înseamnă mâncat. Și mai ales acel mâncat emoțional, pentru că fac pare că 90 și ceva la sută din voi de aici mâncați emoțional. Și asta ne duce spre acel... ne duce acolo ca să ajungem în astfel de momente, ca să căutăm soluții. A fost greu? Greu depinde cum privești lucrurile. Greu... cum să zic, exemplu... sincer! N-a fost foarte greu, a fost, nu pot spune că este greu, pentru toată lumea este greu să faci ceva pentru tine, mai ales în ceea ce privește mișcarea și mai ales în prima săptămână, dar cu timpul am început să ujească și corpul și eu mental și a fost mult mai ușor, bineînțeles. Și acum? Acum... cum te simți? Extraordinar, sunt plin de energie, înainte la 9-10 seara picam rup de oboseală, eram stresat, mă certam de fiecare dată cu soția. Pe lângă alte probleme pe care le avem personale și de servici, dar acum apelă pe altfel, diferit, sunt optimist, pozitiv și abia aștept antrenamentele, pentru că după acele 6 săptămâni pe care le-am terminat acum o săptămână, nu, parcă, am decis să continui cu body shape pentru că sunt extraordinari și chiar îi recomand cu cea mai mare căldură. Dacă vreți, după ce terminăm aici, puteți să vă dau un alt de detalii. Mulțumim!